Bună seara, dragi prieteni, și nu uitați să nu vă abonați la Turmiță și Mândra. Vă dorim o seară frumoasă. Ai, și vă mulțumesc. Da, am filmat cu adea peste seama. Dăm drum. Bună seara, dragi prieteni. Vrem să mai filmăm și noi, că nu am mai filmat de vreo 2-3 zile, pentru că l-am avut pe aia în bolnav. Nu mănâncă, nu nimica, nu m-a vomit, am fost cu el aseară la spital și nu știu ce să fac cu el. Nu mai doarme și vomită în continuu și nu mai e vesel deloc, e trist. Și m-am gândit să mai filmăm și noi puțin. Mai vorbesc puțin cu prietenii, pentru că acum l-am lăsat culcat. Când s-a spus la el, nu mai am treabă să mai filmez. Am vrut să mai fac și o curățenie pe aici și arată-le la prieteni. Să mai șterg lucrurile de praful, pentru că să pune praful toată ziua pe ele și trebuie șteasă, știi? Dar ce să mai faci cu copilul ăsta mic dacă el s-a îmbolnăvit? Aici sunt eu, cameramanul. Nu știu ce este asta, viroză, ce o fi, nu pot să știu. Am fost cu ei la urgență aseară la filial și dădea o ploaie, era o furtună. Ce nu s-a pomenit? I-a făcut o perfuză, i-a dat niște siroape și nu mai apucai să mai termin de curățenie. Nu mai pipui deloc să nu fac absolut nimic. Nu știu ce să-i mai fac. Așa e cu copiii mici. Adică nu ai mei copii mici, copiii ăia neam mari, dar strănepoțelul ăsta. Mai trebuie să mai ștergem, mai trebuie să mai facem curățenie. Uite, acum e ziua mică și trece în imediat. Da. I-am cumpărat și eu astăzi două seturi de cești. Să le iau și eu de sărbători. Uitați ce frumoase sunt. Sunt Versace din astea care se poartă acum. Da. Mi-a foarte frumos să vă bucurați de ele, să le folosiți sănătoși. Nu le-am pus la dozator acum, pentru că am acolo la dozator o grămadă, dar dacă le pui de acum, să sparg, să cioplesc și nu am vrut. Îmi pare rău să se strică, să se spargă. Nu să mai vorbesc aici cu prietenii. Pentru că eram foarte supărat acum câțiva zile, că ieri am fost în pădure, i-am adus lemne cu Mădălina, cu prietenul de-a ei. Am vrut astăzi să merg să iau mai multe, să cumpăr. Dar ce, dacă s-a pus ploaia, unde mai puteam să mai urc eu acolo? Unde mai urcam? Este o coastă mare și nu pot să intru. În pădure? Da, în pădure. Am fost ieri cu Mădălina. Da, parcă mi-a spus. Și am luat lemne de foc. Și vorbisem să iau cu camioneta. Ce? Și dacă s-a pus să ploaie, vremea urâtă, unde mă duceam? Da, nu aveai cum să te duci. Cred că mâine, dacă e vreme frumoasă. Dacă e vreme frumoasă, iau mâine băieță, o ia pe Mădălina și ne ducem să-mi tai și mie o camionetă de lemne. Ce să facem, prieteni? Ne trebuie foc. Trebuie să alergăm, să muncim, ca să avem. Pentru că e iarna, nu știi cum o fi. O fi iarnă grea, o fi nu știi ce este. Deja copiii se răciră, se îmbolnăvilă de acum. O luat-o. Frumos buchetul ăsta de flori. Este al lui Mădălina. Ce este aici? Mihaela este... de la Vazaia mare. Da. Până în capăt acolo este zestrea lui Mădălina. Foarte frumos. Intră mai în spate. Ia să le arătăm și la prieteni aici. De asta am vrut să le mai șterg, să le mai aranjez pe aceea. O să pune praf mereu pe ele. Toate lucrurile sunt ale ei, ce este aici. Și șifonerul de sus și oglinda. Este tot a ei și am avut și patul, dar l-a pus la ea. Facem un tur, așa.
Să vadă și prietenii noștri. L-a pus în cameră. Avea pat, dar vreau să-și pun ea patul ei. Asta este un candelabru. Da, candelabru. Tu ce e aici, este ei. Aceea le-am montat. N-am motul să le pun. Foarte frumos. Am și casa mare, o grămadă. Dar nu mai pot prieteni să le mai știr, să le mai aranjez. Nu mai răbdarea aia, nu mai am, nu știu cum era odată. E greu. Nu știu, parcă pe o parte faci, pe una se murdărește. Și mai ales și cu copiii ăștia mici și ziua mică, chiar nu știu. Parcă mă satur. De mult aveam Mihaela, aveam femeie angajate. Și uitați ce ghioci așa. Când am fost la mare cu unchiul tău, cu Tomiță. Interesant asta. Da. Le-am adus de acolo, le-am cumpărat. Acum vreo 5-6 ani, parcă. Unghiile mele sunt în lucrare. Uh-huh. Și le-am cumpărat și le-am pus aici. Foarte frumos. Da, n-am vrut să le pun nicăieri. E frumos să ai așa amintiri de la mare, de la munte, de la... Am și filmări de la mare. Să vedem filmul. Într-o zi cred că o să le arăți. O să le arăt, dar n-am avut timp. Acum, dacă s-a întâmplat cu albătrân, nu am mai avut timpul ăla să mai arăt la prieteni ce am făcut, ce unde am umblat. Deci am și anul ăsta să merg la mare. De vreo 2 ani nu mai m-am dus. Pentru că eram ocupat cu treburile ale cășii, cu problemele. Ca orice om, nu pot să le spun. Și nu mai m-am dus. Anul ăsta nu putem să mergem. N-am mai mers, să zic. Scuzați-mă. Poate anul viitor mergem. Trebuie multe, dragi prieteni, trebuie curățenie, trebuie femeie să le șteargă toată ziua. Oglindile astea îmi plac. Copilul urc cu curățenie, mai face și ea ce mai face, dar ce să facă cu copilul ăla mic? Pentru că acum trebuie să-l ferim. O bacă cade, bacă se îmbolnăvește, bacă se arde, ba nu știu, își găsește el ceva toată ziua. Așa e perioada asta, toți copiii sunt răciți. Sunt și răciți, dar și cade și se lovește. Da? Din ochii noștri se cade. Noi poate pentru că acum se învață să meargă. Sau știe să meargă. Știe să meargă, știe. Da, cade, se împiedică și cade. Da. Asta e. Mâine, dacă e timp frumos, nu știu ce să fac, unde să mă duc mai repede. Poate îi trece lui aia. Mă duc și... La lemne. La lemne. Mă duc și mi-aduc o camionetă de lemne. Mă duc cu fetele. Nu știu, dacă pleacă Tomiță, mă duc și fără el. O iau, am un prieten, o iau pe Mădălina și mergem. Am băieță unde îmi taie cu drujba, nu mă încarc și aduc acasă. Foarte frumoase scaunele astea. Păi acum Mihaela, și de când sunt cumpărate scaunele ăștia? De când? Noi am scos modelul ăsta. Când am dat-o pe Mădălina. Ați fost primii țigani care au cumpărat? Da, primii țigani. Bun. Și după noi au cumpărat și ceilalți. Da. Au un model foarte frumos. E ceva antic. Mă gândesc, nu știu. A ieșit acum fel și fel de modele. Da, mie parcă, nu știu, parcă mai mult îmi place modelul ăsta, ce era atunci. Dar mai sunt... Acum au intrat fel și fel și care mai de care să da, ia și să facă. Nu știi pe ce să te uiți dacă da. Te duci la prieteni. A ieșit toate modele de funcție. Și mă gândesc că scaunele sunt set cu ceasul și mobila. Da. Cu tot cu vitrină, cu tot cu oglindă. Set. Sunt superbe. Set. Patul, șifonerul cu mobila, cu
oglinda, sunt set. Și vitrina cu tot, cu masă, cu ceasul, sunt set. Ia 10 minute. Se... Da, și 7 secunde. Mândara. Mândara, da.